Haideți să facem o incursiune atunci în viața de student. Cum arată poate o zi, o săptămână la campusul de la CRST? De fapt, cât durează tot programul? Sunt lucruri care pot fi de interes pentru noi. Ce cursuri se predau și ce se oferă pentru echiparea celor care se pregătesc acolo? Haideți să o luăm cu cursurile. În primul an sunt predate cursuri biblice și cursuri introductive în misiune. Dacă dintre studenții noștri, dintre candidați, sunt unii care au absolvit o școală biblică, ei au posibilitatea, dacă doresc, să treacă direct în anul 2, unde sunt cursuri aprofundate legate de misiune. Dar în primul an, așa cum v-am spus, sunt cursuri biblice, mai mult pentru că vrem ca cei care pleacă pe câmp să ne asigurăm noi și că ei au bazele teologiei și au o teologie sănătoasă și de aceea în primul an se pune accent pe cursurile biblice. În cel de-al doilea an se fac cursuri specifice, aprofundate, legate de misiune și vreau să vă spun că din totdeauna am fost impresionat de calitatea profesorilor care au fost invitați să predea în școală. Cu adevărat, sunt profesorii bine pregătiți, cu o înaltă ținută academică în același timp, dar și cu multă experiență pe câmpul de misiune. Săptămâna aceasta sunt la, și săptămâna trecută și săptămâna aceasta până miercuri sunt la CRST. Este o familie de misionari de peste 80 de ani. Oamenii ăștia au 60 de ani pe câmp, de experiență pe câmpul de misiune. Și bine, ei sunt probabil veteranii noștri, nu toți care vin acolo au aceste semne, dar sunt oameni cu 20 de ani, cu 30 de ani de experiență și vin și îți vorbesc despre lumea hindusă, despre lumea budistă, despre lumea animistă, despre lumea islamică și oamenii vorbesc și echipează studenții, așa cum v-am spus, având și cunoștințe teoretice, dar în același timp bazate pe experiența lor de o viață. Viața de student la CRST, într-o zi obișnuită, începe și se sfârșește cu sectoarele. Nu știu cât de entuziasmant ar putea fi asta pentru viitorii candidați, dar da, trebuie să vă zicem că la CRST se fac sectori. Nu avem angajată femeie de servici. Curtea, campusul, dormitoarele, băile, sala de mese, sălile de clase, coridoarele, tot ce este acolo, studenții sunt cei care le organizează, care le întrețin și facem sectoare, poate nu chiar ca în armată, cum eu am făcut și armată, nu, poate nu e chiar ca în armată, dar da, studentul trebuie să-și facă sectorul. Apoi e micul dejun, merg la micul dejun studenții, de la ora 8 la 8:50, de la prima oră, avem un devoțional. Îi spunem, studenții cântă, ne îndeamnă la rugăciune, nu știu dacă ar trebui să spun sau nu, dar și băieții și fetele fac lucrul ăsta la noi la școală, pentru că pe câmpul de misiune vor merge și fetele și ele vor fi misionare, ele vor trebui să știe, să ia din cuvântul lui Dumnezeu și să împărtășească cu adolescenții, să împărtășească cu femeile care sunt pe câmp, în mod special în lumea islamică, un bărbat
foarte greu, nu are posibilități să împărtășească Evanghelia femeilor. Cele care pot să împărtășească Evanghelia femeilor sunt femeile, sunt surorile, sunt misionarele noastre. Și atunci noi încă de aici, de la devoțional, le cerem și lor, la fel cum le cerem și băieților, să se pregătească și să ne îndemne, să ne spună o meditație, să ne spună ceea ce ele înțeleg din Scriptură. Și apoi, în timpul acesta de o oră, este, îl petrecem diferit de la zi la zi. Într-una dintre zile invităm poate profesorul care predă sau un păstor din zonă să aibă un mesaj pentru studenții noștri. Alte ori unul dintre ei au pe clase, cele două clase au separat. Altădată, joia, avem un studiu biblic cu fiecare an și căutăm să studiem interactiv. Dar începem ziua cu vinere, avem Juma Prayer, rugăciune specială pentru lumea islamică. Începem ziua tot mereu cu căutarea feței Domnului, cu închinare, cu a ne uita în Scripturi și apoi încep cursurile propriu-zise de la 9 până la 1 și jumătate, apoi este prânzul, după care studenții își continuă cu temele lor pe care le-au primite, urmează cina la ora 18 și apoi au timpul lor liber, iarăși trebuie pregătite sectoarele pentru a doua zi, să nu uităm. Și cam așa, e o zi a unui student CRST